Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Mount & Blade, fraților. Înainte să încep cu acest episod, am să dau muzica puțin mai încet, că parcă se aude cam prea tare. Ori am dat eu căștile prea tare. Ok, înainte să încep acest episod din Mount & Blade, aș dori să citesc câteva propuneri foarte, foarte interesante care le-am primit în episoadele anterioare. Prima propunere este din partea lui Rogue Gameplay, care spune așa: dacă vreau să lovesc în sus cu toporul, trebuie să împing ușor mouse-ul în sus în timp ce apăs click. La fel se aplică în toate părțile. Bun. Cea de-a doua părere este tot din partea lui și spune: când atac un castel, să dau să apară cât mai puțini oameni. În felul acesta câștig repede și sigur. Ok? Și ultima propunere pe care o avem, o avem de la Nela Mocanu și spune așa: când termin războiul cu Suadia, fă războiul cu Saranid Sultanat. Bun, în primul rând nu pot să arăt, dar o să vedeți asta mai târziu. Eu am dat pe 50 de oameni, să apară 50 de oameni, ca luptele să fie nici foarte grele, dar nici foarte ușoare. Și ce doresc eu să vă arăt este că ăștia doi mi-a declarat război. A făcut și rima. Am terminat cu gluma și am făcut rima. Și nu știu cum, dar fraierii ăștia au trecut de partea mea, oarecum. Ăștia mi-au declarat război. Ăștia mi-au declarat război, deci automat sunt la război cu Saranid Sultanatul. Și Suedia, care a reușit să-și recupereze castelul. Ce s-a întâmplat, fraților? A mai fost o sugestie, dar îmi pare rău, nu am reușit să o găsesc. Spunea cineva să dau afară pe lorzii aceia care sunt supărați și am să te rog să comentezi la acest videoclip. Spunea că să dau afară pe acei lor supărați. E bine, am dat afară cam toți lorzii supărați. Relations. Aici mi-apar toți lorzii și cei cu L, mă uit la L de la Lord. Dacă sunt pe minus aici, înseamnă că sunt, uite, iar Burla, Contele Turia, Azugan, Turia, Tirida, Burla, Place, toți aceștia au fost sub tutela mea. Însă i-am dat afară pentru că unul ba chiar m-a trădat, Burla m-a trădat, spre exemplu. Și l-am văzut cu ochii mei când se plimba pe hartă și era roșu, apoi dintr-o dată a devenit albastru acela, argintiul acela. Belir și Noian, iară, mai aveam lorzi. Ei bine, fraților, acum Voforia mai are sub tutela sa numai pe cei mai de seamă oameni. Adică Ymira, Matild, Jeremus, Nizar, Artimner, Clargus, care este cel mai bun până acum, Rhys și Kramuk. Toți aceștia am o relație foarte bună cu ei. Tocmai am început și o campanie militară, după câte vă puteți da seama, că e un NPC aici, că altfel nu era. Și ce o să facem noi în episodul acesta, fraților? Păi aș dori să-mi iau înapoi castelul Ergelon și să mărșeluiesc înspre Rohodoci. Însă problema este că Rohodocii sunt foarte, foarte puternici în momentul de față, mai ales când vine vorba de crossbow. Aș putea să atac castelul Harigot, însă durează foarte mult asediu. Ca să recrutez alți oameni, toate satele mele au fost distruse de către nenorociții ăștia, fie de către ăștia, fie de către ăștia. Așa că nu prea mai am foarte multe opțiuni. Aș putea să mă duc Allahu Akbar pe castelul Ergelon. Îi iau pe ăștia doi, pe Timner și pe Nizar. Pardon, pe Ymira. Uite că mai vine și Kramuk. Vedeți voi, fraților, acești lorzi îmi sunt loiali. Am o relație foarte bună cu ei și pentru asta ei mă urmează, indiferent cât de proastă ar fi campania mea militară, ei mă urmează până la capătul lumii. Ok, deci cu armata aceasta vom ataca castelul Ergelon, pentru că văd că suntem destui. Vom ataca castelul Ergelon. Este un castel destul de mic, deci nu necesită foarte mult timp de asediere. Cam acum ar trebui să fie gata. Ba nu, 2 ore. Conducem soldații în asalt și înainte să încep, stați așa, să apăs escape. Oh, mi s-a resetat battle size-ul. Stați. Deci el, battle size-ul, adică trupele care se spawnează pe hartă, era undeva la 50. Dar noi o să-l punem la, hai să zicem, 75. Așa, ca să fie. Se rezetase ăla. Oh my god.
Bine că mi-a zis că cu ocazia asta m-am uitat și la Battle Size, că cred că mi-o cam luam eu în gură dacă îl țineam așa. Fraților, e și întuneric și e foarte dificil să văd dinamicul. Dar nu e asta o problemă, mărșăluiesc trupele mele imediat până acolo. Mărșăluiesc, avansează, că nu mărșăluiesc și n-ai bază. Opa, opa, opa! Pac! Să nu pe postul ăla. Aici nu mai avem loc. Nu mai avem loc. No, hai să vă spun o poveste, pentru că ăștia tot se bagă acolo și noi nu prea avem loc. Haideți să vă spun o poveste. Ce un vis ce l-am avut eu în seara aceasta, în seara în care filmez duminică. Adică seara de sâmbătă spre duminică, să spunem așa. Am avut un vis. Un vis în care se făcea că era o fată, o fată foarte frumoasă. Nu am reușit să-i rețin chipul cum arăta. Era o fată foarte frumoasă care prima dată am făcut, a fost o tentativă de a face dragoste cu ea. Însă pur și simplu parcă eu nu am vrut și nici ea nu a vrut. Și mai târziu e o poveste foarte interesantă. Mai târziu pur și simplu nu mai vroiam asta. Pur și simplu mă îndrăgostisem de ea. O iubeam foarte, foarte mult. Și ne plimbam prin oraș și cumpăram tot felul de chestii pentru ea și ea pentru mine. Cum ar veni, ne făceam cadouri unui celuilalt. Și chestia ciudată aici, pentru că m-am trezit undeva la ora 12 și atunci se terminase visul. Bine, asta e numai ce am reușit să rețin din el, pentru că visele sunt ciudățele de fel și nu cu toții le putem înțelege sau le putem memora. După ce m-am trezit, exact după ce m-am trezit, imediat ce m-am trezit, am primit un mesaj pe telefon de la iubita mea. Care erau șansele, fraților? Adică, what the fuck? What the fuck? Deci, gen, să ai un vis ca ăsta și să primești imediat un mesaj de la iubita ta, care sunt șansele totuși pentru așa ceva? Nu știu, mi s-a părut foarte, foarte ciudată chestia asta. Adică că s-a întâmplat al naibii lucru chiar imediat după ce am avut acel vis. E foarte ciudat. Spuneți-mi părerile voastre în secțiunea de comentarii. Știu că e ciudat, dar no, ce părere aveți de visul ăsta? Afară de faptul că e ciudat, că știu și eu că e ciudat. Mamă, m-au secat arbaletiștii ăștia infecți. Am fost atent să povestesc visul și m-au buguit arbaletiștii. Bun. Bun. Ce avem noi aici? Un arc și niște săgeți. Păi dacă rămânem fără săgeți la arbalete, ia să vedem, mai sunt aici bolți? Da, mai sunt, stai. Da. Aș putea să dropez ceva, aș putea să dropez scutul, însă scutul mi-e cea mai importantă parte a echipamentului meu în momentul de față și nu pot să-l dropez. Te trage fraierul ăla după mine. Marș la măta. Mamă, frate, câți de ăștia mi-a decimat. Ca să vedeți cât de imposibil de bătut sunt suedezii. Pardon, rocodocii. Suedezii sunt foarte ușor de bătut pentru că băi au fost atacați și par atacați de către alte imperii. Iar eu am venit, le-am cucerit castelele care au fost foarte ușor de cucerit pentru că nu mai aveau apărători. Și aia a fost easy, easy peasy lemon squeezy. Însă aici, ia uitați-vă, numai sharpshooter, numai. Urmă, te drept. Uitați-vă și câtă viață mai am. Nu pot să fac nicio intervenție cu soldații mei să-i ajut. Tot ce pot să fac eu este să trag cu arbaleta. Dacă țineți voi minte, de fapt, cam aceeași chestie s-a întâmplat și episodul anterior. În episodul anterior
Nu, de fapt nu în episodul anterior. Acum câteva episoade când am asediat acest castel. Dacă țineți voi minte bine, în momentul în care asediam ăsta, tot în aceeași poziție eram aici, sus. Trăgeam cu săgeți după inamici. Tot aceeași chestie am făcut-o. Pentru că și data trecută mă bubuiseră în ultimul hal și nu mai aveam viață deloc. Cred că l-am picat pe ăla. Oh, haide. Mor, mă. Anar, mă, ridică ăla. A, dar eu cred că trag în aer. Nu cred că merge. Da, firar, bă, ta dracu, că mă faci să fac intervenție. Stai, că fără intervenție nu se lasă. Stai, că fără intervenție nu se lasă. Intervenție! Uai! Mai trebuie să mai faci asta, la mine. Bă, de ce a rămas singur? Ce căcat! Așa. Da, m-a picat un handicapat. A dat ca handicapatul cu viteză. Uite boul ăla în cur de acolo. Și ai noștri au murit o grămadă pe capete, dar și ai lor 190. Mă așteptăm un pic ca să-mi refac și eu viața și oamenii mei de asemenea. Uite, Suadia tot îmi oferă oferta asta de pace. Nenorocisii dracului, când îmi atacau Uscalul, de fapt. Habar n-am cum se pronunță. Deci nenorociții ăștia, când îmi atacau orașul ăla, bineînțeles, eu am apărat și am câștigat. Dar când îmi atacau ăla, nu au mai vrut ofertă de pace. Acum vor ofertă de pace. E, nu mai primiți ofertă de pace, scârbelor. Când aveam eu nevoie, n-ați vrut, nenorociților. Nici că vă mai primiți orașele și satele înapoi. Vi le iau pe toate, nenorociților, ce sunteți. Le-au plecat oameni buni, toți oamenii lor loiali, i-au trădat. Au intrat în alte facțiuni. Din alte facțiuni au venit la ăștia. Din facțiunea nordică, din facțiunea suadiană. De fapt nu suadiană, saranidă, îmi cer scuze. Din facțiunea saranidă, adică talibanii aceia, știți. Au venit din toate părțile, fraților. Deci din toate părțile, ăia nu mai au un singur om loial. Ori facțiunea noastră acum are numai oameni loiali, mă. Toată lumea mă place. Bine, nu că ar fi foarte mulți. Dar hei, faza este că sunt puțini și buni și mă înțeleg bine cu ei. Ăștia, față de falși ăia nenorociți, ăștia mă urmează când le ordon. Da, e mai greu să... Ia stați puțin, că știu că este o opțiune. Show attack direction. Așa. Da, nu, stai, nu. Albi! Nu! Nu! M-a prins la ghesuială. Deci e mai greu să fac chestia. Asta încerc să fac. Să fac ce mi-ai spus tu. Să dau click și să... E mai dificil. Bă, dar eu nu mai pic pe nimeni, mă. Oh! Opa, bă! Frățe, drecu. Uite ce e bine acum, că majoritatea trupelor au decimat. Au rămas ăștia fără apărători. Au rămas fără crossbowmeni. Și acum mi-e foarte, foarte, foarte ușor să fac o intervenție. Bum, mamă ce bun sunt. Aplaudați-mă. Opa, am lovit microfonul. MLG. Așa, unde mai e? Acolo. Poate-mi place castelul ăsta, cred că am să-l păstrez. E fainuț așa.
să-l dau cuiva. Ia să vedem. Oh, Nord Veteran. Bun. 3 zume. Arce. Veteran Arce. Și Nord Warrior. Ce-mi place mie că nordicii nu m-au atacat deloc până acum. Asta îmi place foarte mult la situația noastră. Nordicii n-au atacat. Hai să vedem. Deci, Lordul Rist nu are nimic. Doamna Emilia nu are nimic. Hai să-i dăm Lordul Iris. Știu că ceilalți o să se cam supere. Uite, Matilda, spre exemplu, e supărată. E foarte supărată. Mă pici pe tine, Matilda proastă. Matilda proastă. A, uite, aveam o reputație foarte bună cu Rist. Acum am 93. Mă rog. Bun, mai așteptăm puțin și o să atacăm următorul castel. Pentru că trebuie să ne mișcăm foarte, foarte, foarte rapid. Haide, hai cu timpul. Uite, deja am scad banii. Pentru că nu mai am niciun sat, nu mai am nimic. Am avut, știți fraților, că am avut, aveam Shariz, aveam Caraf, aveam partea aceasta, mi-au luat-o. Aveam și aici, mi-a luat și partea asta. Aveam acolo o fabrică de făcut unelte. Mi-a pus-o sub sechestru. Acum mi atacă satele nenorociți. Ia că le atac și eu un sat, mă. Ia că le atac și eu. Adică stai că... Nu. Mai bine nu. Atunci ce să fac eu? Hai să mă duc la Uxhall. Uxhall. Uite, mi se mai alătură încă unul. Perfect. Am primit o scrisoare de la Sanjar Khan, adică regele, însăși regele, care mi se adresează mie ca Lord Auxal. Și scrie așa... which implies some sort of recognition that you are sovereign. Că sunt suveran și cam o... ce vorbești, mă, băiatule, mă? Cam o monarhie puternică, că sunt un suveran. Bun. Hai să dăm și noi niște bani aici. Niște bani la Ateneu. Și Garrison-ul ăsta mă cam deranjează, sincer să fiu. Hai să băgăm arcașii ăștia nordici. Uite, un sharpshooter. Ce mai avem aici? Nord Warrior. No, hai să-l băgăm și pe ăsta. Să fie și el acolo și hai să ne cumpărăm mâncare. Că a rămas fără. Păi nu le atac eu. Nu le atac eu satele și le fur toate mâncarea. Oh, încă unul, Jeremus, ce drăguț. Frumix. Bă, biserica voastră. Asta era castelul meu, bă. Iutice. What the fuck. What? Ăsta era al meu! Nea! Bine, mergem pentru... cine? Rohotocii? Bine, mă. Oricum îmi trebuie bani. No, mergem pentru Veluca. Hai, frate! Cam puțin, m-a luat cu inima când i-am văzut. Hei, nu-mi convine, stai că n-am dat tura pus. M-a luat cu inima. Cât suntem noi, mă? 100. Hai să zicem 200. Hei, suntem aproape și noi de 300 pe acolo. Hai să-i mai așteptăm. Așa. Besiege, leaders, bagă. Rege! Măta drecu de nenorocit. Lasă că vă rezolv eu. Asta o să fie al meu. Mereu am probleme la trasul după. What? Headshot? Are you fucking kidding me? Oh my god. Oh my god! Bine, nu pot să-i bubui pe ea. Am dat din greșeală. Nu pot, trebuie să mă mai apropii. Mor. Bun.
E și contele. Fii atent că a intrat și contele în luptă. Adică stai că ăsta era... Da, era aici. A, deci în jos trebuie să... Da, în sus. Da, în sus. O, bă! Opa! Bă, dar nu mai pot să... Bă, dați-vă, că n-am loc! N-am loc să trag o bășină de voi! Talibanii! Talibania! Allahu Akbar! A, apropo, în legătură cu faza asta cu Allahu Akbar, știați că în unele țări, adică cum ar fi Germania, Franța și Canada, este interzis să strigi Allahu Akbar? Dacă strigi Allahu Akbar, o să te trezești cu SWAT-ul la tine în 2 minute. Serios. Și credeți-mă că s-a întâmplat. Uite, spre exemplu, am un prieten care este în Germania, nu dau niciun nume, și a strigat din greșeală Allahu Akbar. Și după ce a strigat Allahu Akbar, ne jucam Counter-Strike. După ce a strigat chestia asta, s-a căcat pe el de frică. Și a spus așa, că dacă mă aud vecinii, cheamă poliția imediat. Deci vă dați seama, nenorociții ăștia de sinucigași, cum a băgat frica în oameni. Bum. 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 Bun. Bun, 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 bun. Acum să trecem la decimat, fraier. Au! S-a spawnat. S-a spawnat din nimic, iară. Marș! Am creupat scutul. I-am creupat și lui ăsta scutul. Bono. Bum. 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 Mori. Gelcala mi se... Sau Veluca. Veluca mi se pare că e capitala rohodocilor. Dacă nu mă înșel. Dacă nu mă înșel, asta ar trebui să fie capitala. Și cred că acest oraș o să-i revină Matildei. Vedeți voi, acum eu nu prea vreau să las orașe și castele pe mâna mea. Pentru că în momentul în care le las pe mâna mea, și ce se întâmplă? Vin fraierii și îmi capturează orașul sau castelul sau ce preiau eu acolo. Mi-l prea imediat, pentru că eu nu am dupe ca să pun să mai și apere, înțelegeți? Înțelegeți voi care este problema. Au, 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 fugi, fugi, o fugi. Fugi, fugi, o fugi. Fugi că trag handicapația și dau ca handicapații cu viteză. Marș. I, sitir. Sitir. Eu le dau cu sitir. I, sitir săgeată. Puterea sitir săgeată. Tocmai bău ăla, cred că o să tragă după mine, banul nu-mi trage, după mine că-i bău. În gură i-am dat-o. Bine. Nu, l-a ratat. Păcat. Hai. Și în momentul în care, că n-am terminat propoziția, fina să fie. În momentul în care pun un NPC acolo, pun un NPC să îi dau castelul, se bagă niște apărători automat. Deci jocul automat îi dă niște apărători acolo. Ori la mine nu mai îmi dă automat nimica. Dă un... Căcat. I-am dat cu sictir. Next. Îi dăm și lui ăsta cu sictir. Next. Corvale taibat. Îi dăm și lui ăla cu sictir. Îi dăm și lui ăsta cu sictir. Sictir. Ii. Ia. Sictir. Marș. Asta e arma marș și asta e arma sictir. Stai că se mai bag cu unul pe acolo. Așa. Bun, i-am bătut pe ăștia de pe stradă. Acum, pun ultimii apărători care s-au baricadat în castel. Pentru a comunța victorie. Joci cu armaleta, da? Și eu joc. Islav Gonish. Opa. Opa că mi-au bubuit. Opa că... Marș. Yolo.
Ah! Bine, fraiere! Bine, fraiere! Fraiere! Oda, te-am bătut de cerveză. Iai! A capturat și orașul acesta. Și uite, uitați-l pe Turia. Ăsta, ăsta, nenorocitul ăsta. Tu ești prizonierul meu acum, fraiere. Ăsta nu-l cunosc, dar totul iau prizonier. Turia, nenorocitul acela. Și ăștia aveau vreo 200 de prizonieri. Deci ceea ce înseamnă că rezultă oameni. Mai mulți oameni. Bun, să vedem ce au aici. Footman. Oho. Oh, horseman, interesant. Infanterie, bun. Skirmisher, oh, foarte bun. Crossbowman, și mai bun. Footman, super, 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 super. Miliția, recruți. Oh, au și man at arms, bun, bun, bun. Infanterie, spearman, bun, merge și ăla. Caravan master, marș acasă. Swordian sharpshooter, cel mai bun. Warrior, foarte bun. Veteran, și mai bun. Așa, ce mai avem aici? Vaihir skirmisher. Merg și ăștia, merg și ăștia, sunt buni, îi punem la înaintare, mor ei și după îi bubuie trupele noastre. Să vedem ce mai avem aici, Mountain Badded, nu, Huntsman, bun, și ce mai avem aici, North Foodman, bun. Să vedem ce luăm prizonieri, Foodman, pentru că sunt buni, Veteran e bun, Veteran Foodman, bun, Foodman, și Saranid Foodman. Să vedem ce mai avem aici, tribesmen, recrut infanterie, luăm infanteria, luăm spearmenul și nu mai putem. Asta e, bun, 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 foarte bun. Acum, acest castel ar trebui să-i revină. Să-i revină, Matildei, pentru că Matilda e cea mai supărată dintre toți. Însă, aș vrea și ceva pentru mine, totuși. No, pentru mine, să fie. Să am și eu două orașe. Știu că este foarte... O să fie foarte, foarte greu de apărat astea. Ce dracu. Iar mă trăpuiesc ăștia, mă. Frate, ai dracu, dă-ți sărană, clăiți. Bă, dar mereu mă trăpuiesc ăștia, mă, că mai am puțină viață, mă. Sau poate așa și trebuie? Aba, da. Hai, trage dacă poți. Trage dacă poți. Hai, fraier. Bandiții curului. Vreți să mă luați pe mine prizonier? Nu vă iese. Fraierilor. Cu arbaleta ai bat. Fiți numai atenți voi. Așa. Bun, 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 bun. Oh. Era chestia tot timpul. Am uitat să o chit. Căcat. S-a văzut aia tot timpul. Oh my god. Oameni buni, cam aici se încheie și acest episod din Mountain Blade. Sper că v-a plăcut, chiar dacă a fost chestia aia. Mesajul ăsta deasupra tot timpul. Îmi pare sincer rău. Am uitat să-l închid. Ups, am activat și face de greșeală. Sper că v-a plăcut totuși episodul acesta de Mountain Blade, chiar dacă a fost așa un pic mai multă caterincă. Eu am fost ca de obicei gazda voastră aici un cio și vă urez vouă tuturor să aveți o zi sau o seară faină în continuare. Bye bye.